Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Invitatul nostru de astăzi este psihoterapeutul Adelina Pop. Bine te-am găsit, Adelina! Bună ziua! Astăzi vorbim despre infidelitate, dar nu foarte general, ci țintit. Cum fac față cuplurile infidelității? Infidelitatea e una dintre cele mai mari traume care poate să apară într-un cuplu. Foarte des vedem relații care trec prin astfel de momente și avem senzația că trec foarte ușor, însă de foarte multe ori e o rană care nu se vindecă suficient. Infidelitatea poate să fie și un moment de transformare pentru cuplu, însă asta presupune destul de multă muncă pentru acea relație. Și atunci depinde cum trecem. Ne vindecăm acea rană, o tratăm și o transformăm în ceva pozitiv pentru relație sau o lăsăm acolo și rămâne o vulnerabilitate tot timpul pentru relația respectivă. Tu te întâlnești în practica de zi de zi la cabinet cu cupluri probabil care au trecut prin acest moment. Spune-mi, te rog frumos, cum percep oamenii infidelitatea? E vorba neapărat de un act sexual în afara relației sau e suficient să greșească și cu gândul? Infidelitatea e greu de definit în termen general. De obicei, infidelitatea o definim în cuplu. Adică ce înseamnă pentru mine și partenerul meu să fim fideli, să fim implicați 100% într-o relație. Pentru anumite persoane, a fi fidel înseamnă tot tacâmul, da? De la, a petrece timp în special cu tine, de la a nu fi interesat de alte persoane, de la a nu avea relații sexuale cu alte persoane. Pentru unele persoane e acceptabil să ai relații sexuale și cu alte persoane, atât timp cât pentru amândoi e acceptat. Sunt puține astfel de relații și foarte des e mai degrabă accept să se întâmple asta de teama de a nu-l pierde pe celălalt. Cred că e foarte important să existe acea discuție în care practic stabilim ce e acceptabil și ce nu e acceptabil în relația noastră. În momentul în care eu mă gândesc că fac un anumit lucru și m-aș gândi că partenerul meu e în spatele meu și aș fi ok să fac în continuare acel lucru, asta înseamnă că nu e infidelitate. Dar în momentul în care mă gândesc că e acolo și nu e ok să mă vadă sau să știe, deja e un act de transgresiune, da? Ale acelor limite. În general, cine calcă strâmb în cuplu? Femeia sau bărbatul? Foarte des era, sau și acum practic, se transmite ideea că bărbații au mai mult tendința să facă asta. Ei bine, acum pare să se egalizeze procentul și nu e neapărat dominat de bărbați, ci pur și simplu există un soi de echilibru. Încă ei au un mic avantaj sau cel puțin raportează un avantaj mai mare, poate și pentru că multă vreme era mult mai acceptat social să se întâmple așa. Adică poate ai auzit și tu sau poate ați auzit, da, așa sunt bărbați, important e să vin acasă, da? Pe când pentru femei e mult mai puțin acceptat social și atunci e mult mai puțin probabil și să se raporteze, ca să spunem așa. Inclusiv în folclor avem exemplul că femeia trebuie să aștepte până în zori. Da, da. În momentul în care într-un cuplu nu se comunică și nu se stabilesc niște reguli de la bun început, se pornește din start cu un handicap? Nu întotdeauna poți să stabilești acele reguli la început, da? Pentru că de obicei atunci când începem o relație, nu începem cu un contract, cu niște termeni, uite, ci mai degrabă le descoperim pe parcurs. Și în momentul în care eu mă gândesc, uite, asta ar putea fi o problemă sau uite, mă deranjează lucrul respectiv, e important să pot să stau de vorbă cu partenerul meu și să discut, uite, ce înseamnă pentru tine, cum mă afectează pe mine, cum mă simt eu când faci un anumit lucru, da? Și practic e așa, un soi de autoreglare, da? Cu fiecare moment în care apare o mică situație cu potențial conflictual, încercăm să o reglăm, da? Pentru că asta e una dintre caracteristicile unui cuplu care funcționează. Faptul că au un prag scăzut de sensibilitate la negativ, adică e o problemă, e ceva ce simt că scârție, bun, hai să stăm și să vedem cum putem regla, cum putem rezolva, cum ne-ar ajuta să ne raportăm pe viitor la asta. Foarte des cuplurile care ajung să se despartă din cauza unei infidelități sunt cupluri care, de fapt, nu știu să-și rezolve conflictele, da? Nu au învățat să transmită când își dorește ceva, să-și transmită nevoile, să transmită când îi deranjează ceva. Și
Cam ce procent din cuplurile care au probleme ajung la psihoterapeut? Foarte des ajunge una dintre persoane. Da? Sunt și cupluri care ajung, dar foarte des ajunge câte unul. Da? Ceea ce e un lucru bun. Da? E foarte importantă terapia individuală pentru ambii dintre parteneri. Da? Pentru că da, cuplul are nevoie să se reclădească, dar e nevoie ca și fiecare dintre ei să primească un anumit suport. Cel care a fost înșelat, tocmai pentru că e o traumă foarte puternică, oarecum tot ceea ce tu știai despre relația ta, felul în care tu vedeai lucrurile, e spulberat. Da? O relație ar trebui să ne ofere siguranță și în momentul în care ceva de la baza ei se fisurează, pierdem această siguranță, da? Și rămânem în această stare de agitație, de neliniște, avem tot felul de gânduri legate de ce s-a întâmplat, în ce să dăm sens, da? Începem să ne punem întrebări legate de noi înșine, de ce mi s-a întâmplat asta, poate că eu nu sunt suficient de bună, de frumoasă, de deșteaptă, de, da? Și ai nevoie de sprijin ca să treci cu bine peste perioada asta. Pentru cealaltă persoană, persoana care înșeală din nou, da? Mai ales când există o implicare emoțională, da? E dificil, nu știu dacă te gândești, uite, vreau totuși să revin la relația mea și renunț la o persoană de care poate m-am atașat emoțional, renunț la o stare a mea pe care o aveam în acea relație și vin aici, lucrez la relația mea și încerc să o repar, ai nevoie de suport, da? Sau ai nevoie de suport să vezi de ce ai ales să faci acel lucru, da? Deci e foarte importantă partea de intervenție individuală, dar în același timp, fără să lucreze ei ca și cuplu la a-și recâștiga încrederea, pentru că încrederea nu poți să o câștigi, uite, mi-am cerut scuze, mă iert și gata. Încrederea e nevoie să fie construită prin lucruri concrete, prin faptul că eu știu că tu nu ai mai face asta niciodată, că tu, dacă, nu știu, te gândești să faci un anumit lucru, o să te gândești și la cum mă afectează asta pe mine. Și un pas foarte important în a reclădi relația e ca persoana care a făcut asta e să transmită un regret profund, da? Nu neapărat regret față de faptul că a avut o relație, ci mai degrabă regret față de durerea pe care i-a provocat-o partenerului, da? Pentru că poate că relația aceea a fost bună pentru el și e greu să spună, da, uite, n-ar fi trebuit să fac asta, când de fapt mie mi-a fost bine acolo, da? Dar faptul că eu i-am provocat partenerului meu o suferință foarte, foarte profundă, e important să se transmită printr-un regret și să se transmită repetat, da? Partenerul înșelat se poate simți mai bine dacă la rândul său calcă strâmb? Nu neapărat, ci doar fisurează și mai mult acea încredere. Avem senzația și am auzit de multe ori, da, de la unul sau altul dintre parteneri, am spus să facă și ea sau să facă și el și suntem chit și mergem mai departe. Nu e neapărat așa, e mai degrabă ceva de suprafață, da? E un soi de răzbunare în care practic eu neg durerea pe care am simțit-o și în loc să repar lucrurile între mine și partenerul meu, îi spun hai că arăt și eu cum se simte lucrul ăsta, da? În loc să mă apropii de celălalt și să încerc să transmit cât de mult m-a durut, îi provoc și eu o durere la rândul meu. Și practic făcând asta, după aceea ajung în punctul în care nu mai pot să repar sau să spun, uite, m-ai rănit foarte tare, pentru că eu spun, păi, și tu. Și rămânem în punctul ăla în care amândoi suntem răniți și nu facem nimic să mergem mai departe și să ne apropiem cu adevărat. Ai un sfat general valabil pentru cuplurile în care a existat această problemă și care totuși au mers mai departe? Ce e foarte important e să încerce să reconstruiască încrederea și partea asta e nevoie să fie construită încet. Da? Persoana care a înșelat o să aibă tendința să încerce să meargă foarte repede. Dacă se grăbesc, dacă încearcă să împingă lucrurile mult mai repede, nu o să poată trece cu adevărat peste asta. Deci, practic, să lucreze cât de mult pot la a reconstrui încrederea și a învăța să rezolve problemele din relație. Pentru că, la un moment dat, ai nevoie să înveți să ai o relație funcțională, fie că e cu partenerul tău, fie că e cu un viitor partener. Dar trebuie să faci asta la un moment dat. Îți mulțumim foarte mult pentru sfaturile pe care le-ai dat astăzi. Cu mare drag. Și cu siguranță vom continua discuția. Mulțumesc. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.